Poliția română se confruntă cu un mare deficit de personal la nivelul inspectoratelor județene, motiv pentru care, începând cu data de 1 aprilie, s-a dat startul reîncadrărilor de personal. La nivel național sunt disponibile 46 de locuri, câte unul în fiecare județ și 6 la București. În ceea ce privește angajările din sursă externă, sunt disponibile la nivel național 1854 de locuri, județului Giurgiu fiindu-i alocate 35 de posturi. Sursa de recrutare pentru concursuri este formată în cazul reîncadrărilor din persoane care au avut calitatea de agent de poliție, dar și la concursul organizat pentru locurile din sursă externă, unde se pot înscrie persoane care doresc să devină agenți de ordine publică și îndeplinesc condițiile menționate în anunțurile de organizare a concursului. Posturile scoase la concurs sunt la nivelul posturilor de poliție rurală, precum și la nivelul secțiilor de poliție din municipiul București. La nivelul județului Giurgiu a fost alocat un singur loc pentru reîncadrare și 35 de locuri pentru angajare din sursă externă, toate posturile fiind la posturile de poliție din mediul rural. La concursul organizat pentru locurile din sursă externă se pot înscrie persoanele care doresc să devină agenți de poliție de ordine publică și împlinesc cumulativ condițiile și probele de evaluare menționate în anunțurile de organizare a concursurilor, ce pot fi găsite pe site-ul Poliției Române la secțiunea Cariere, posturi scoase la concurs, dar și pe paginile oficiale ale structurilor teritoriale de poliție.